Una din primele meserii ale poporului nostru, creșterea animalelor, tot timpul a fost mai mult ocupația bărbaților decât a femeilor. Există în satul Gvozdova din raionul Florești o femeie care se ocupă cu acest lucru. Doamna Claudia Frunză deține o gospodărie țărănească înființată de ea, sigur cu aportul soțului ei. A început să crească animale de aproximativ 10 ani. Acum gospodăria este de succes. A hotărât să înființeze această afacere pentru că de mic copil a avut drag față de animale, dar și pentru a aduce un venit în plus în familia sa. Am hotărât de atâta pentru că băieții au crescut mari, trebuie de ajutat, de învățat, să devie și ei oameni învățați și băși. De atât așa am hotărât să ajungem la așa ceva, să ne ocupăm cu ceva în afara serviciului. E că așa am început de la nimic, de la 15 oi, 2 văcuți, până când ne-am înmulțit. Acum ce gospodărie aveți? Vite, oi avem. De la cine v-ați învățat? De la părinți, de la buniei am deprins. Rezultatul nu e chiar mare, fiindcă cerințele sunt mari, nalogurile sunt mari și noi cu cei și rămânem cu ziua de azi. Satul cu nimic nu ne ajută. N-am apelat la sat. Noi cu propriile noastre puteri am făcut toate. În familia Claudiei Frunză sunt 5 persoane, are 3 feciori. Spune că membrii familiei sunt foarte uniți și se ajută reciproc. Familia ne ajută la zilele libere. Vin, ne ajută la lucru, la strânsul fânului de pe deal, la strânsul popșoilor, porumbul toamna. În gospodăria doamnei Claudia cresc oi, vaci, capre și păsări. Din laptele adunat de la animale, ea produce brânză, iar brânza este comercializată. Ca să ai succes, trebuie mult să muncești, așa consideră eroina noastră. Și bă, mai îndrăzneață, mai harnică, scoale mai dimineață, să aibă grijă de gospodărie, de familie, de stână, tot una trebuie să aibă, că e tot aia. Dovdească să realizeze producția la piață și acasă dovdească lucru să-l facă și la piață dovdească să duc. Dar dacă bărbatul ajută femeia în familie, păi unul cu altul o scot la capăt. Valentin Frunză, soțul eroinei noastre, mereu își ajută soția cum poate. După părerea lui, în așa business este loc pentru o femeie, numai dacă este muncitoare și este o bună gospodină, așa cum este soția sa, Claudia. Totuși, de la început, au fost nevoiți să treacă peste multe greutăți. Nu, greutățile au fost la început, când am început asta, ferma să tănim. 2 ani zile ne-au fost, mai seama așa, greutăți. Ne-a dat foc la nătreț. 2 ani. N-am avut cu ce ține. Am umblat și am împrumutat. N-am încălțat, am cumpărat nătriet pentru animale. Când aveam cu ce le scoate din iarnă. Le îmi pare că așa e tare de ușor să iei animale. Dar ei care nu țin, îi gândesc că e ușor. Dar care țin, văd care și cum e de ținut, cum e de crescut animalul. Avem 3 copii, trebuie să-i însorgăm, să-l facem, să dăm ajutori. Dar de unde? De la animale. La animale, cerințele sunt mari, anologurile sunt mari. Noi facem, noi tânem firma că să, cum, n-avem în altă parte unde dus la lucru. Nu sunt locuri de lucru, că să lucrez ca să nu poți, să nu te ocupi cu animale, în altă parte n-ai unde duci. Muncitorii care îngrijesc de animale cred că doamna Claudia este un bun conducător și nu au avut niciodată conflicte. Ea împreună cu soțul știu bine să administreze afacerea pe care o dețin. N-am nicio pretenție la dânsul, n-am nică. Eu cu dânsul mă împac cum destul de bine. Dar nu, asta e idem ca stăpân, el vine. Dacă o spune că trebuie făcut așa, trebuie făcut așa. Dar eu știu și singur ce trebuie să fac, dar dacă poate mai trebuie ceva, trebuie de făcut. Asta n-ai încotro, trebuie să faci lucrul și ala. Dar cum cu stăpâna v-am păcat? Foarte bine. Nici o pretenție nică la dânsa. Și cu stăpânul tot. Nimic nică. Este o leacă, bărbatul e bărbat, femeie e femeie, știți cum? Nu, bărbatul câteodată vrea așa, femeia vrea așa. Dar mai aici
Dacă sunteți căsătoriți, dăm trebuie să știți, știi cum, ca în familie, ca în... La moment în raionul Florești sunt mai mulți bărbați decât femei care sunt fermieri. Nu este de mirare că sunt mai mulți bărbați, pentru că ca să construiești un așa business trebuie să muncești și intelectual și fizic și nu este deloc ușor. Totodată, societatea trebuie să se dezvolte în această direcție și trebuie să promoveze egalitatea în gen, pentru că acest lucru va duce la o societate sănătoasă și la o dezvoltare mai bună a țării.